Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara efectuează în perioada 5-26 aprilie 2023 evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care au venit din străinătate la solicitarea părinților în vederea înscrierii în învățământul primar. Evaluarea psihosomatică a copiilor este obligatorie doar dacă micuții nu împlinesc 6 ani până la data de 1 septembrie 2023. Potrivit reprezentanților Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, evaluarea psihomatică pentru copiii care vor împlini 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie și care nu au fost la grădiniță sau au fost în străinătate, se desfășoară în baza unei programări după ce părinții copiilor completează o cerere și o vor trimite la unul dintre cele 11 centre de evaluare psihosomatică din județ. În plus, toți copiii care au 6 ani la data de 1 septembrie 2023 sar peste etapa evaluării psihosomatice și pot fi înscriși direct în clasa pregătitoare începând cu data de 3 mai a acestui an. În situația în care copilul nu a fost înscris la grădiniță sau a locuit în străinătate, dar are împlinit 6 ani la data de 1 septembrie, acesta nu mai trebuie evaluat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, iar înscrierea lui în clasa pregătitoare este făcută de drept. Pentru copiii care au fost înscriși într-o grădiniță din România și nu vor avea împliniți 6 ani la data de 1 septembrie, evaluarea va fi făcută de educator.